veniți din momente diferite. Unii vin, sunt euforici, pentru că trec într-o perioadă bună, au victorii, dau goluri. Alții mai puțin, când au victorii sau nu joacă. De aceea, toate lucrurile astea, atât pozitive cât și negative, trebuie lăsat la poarta asta aici. Nu contează. Under 21 e altceva. Campionatul european e unic și e altceva. Îți dă mult mai mare responsabilitate, îți dă mult mai mare importanță pe viitor și o să vedeți ce se întâmplă dacă o să avem rezultatele pe care ne vedem. Importanța voastră ca jucător de fotbal nu stă în perioada formă actuală sau de moment. Stă în constanță și în trofee. Că nu te măsoară ce faci, să uită ori pe statistică, ori la câte trofee ai. Dacă nu ai sau nu e importantă, o să fii doar un jucător de fotbal, care a jucat fotbal. Iar eu cred că voi, și acum am spus și încrederea mea cu voi este dincolo de cer, așa cum spuneam și cu Denis, trecem într-un moment de câteva mici mai așa, e foarte mare. De aceea vă cer foarte mult. Și acum vă spuneam, cu cât aveți mai multe rezultate, cu atât pretențiile cresc și atunci trebuie să muncești mai mult. Altfel nu se poate. Da? Deci, lăsați totul deoparte, concentrați-vă băieți, pentru că a ieși din grupe e un obiectiv intermediar la obiectivul nostru principal. A merge la campionatul european nu e ne aducem vacanță și ne suntem împliniți, ne ducem acolo și gata. Nu, nu suntem împliniți. Gândiți-vă, înainte de meciul cu Danemarca, tensiunea pe care o aveați, ambiția cu care ai jucat, cum v-ați antrenat, pentru că ce erau meci decisivi. Ei, la europene toate meciurile sunt așa. În primul, Olanda, până în final. Toate meciurile sunt așa. Iar atitudinea voastră trebuie să fie din ce în ce mai bună, concentrarea din ce în ce mai mare, pentru că adversarii vor fi pe măsură. Voi sunteți buni și ei sunt buni. Aici nu mai e așa. Nu mai jucăm cu Malta. Nu mai jucăm cu Finlanda. Deci avem mai echipe ca noi. Iar eu știu că sunteți în stare să le arătați că sunteți cei mai buni. E un moment unic în europeanul ăsta, l-a avut la categoria asta de vârstă și sper să aveți pe viitor să fiți la echipa națională mare și să aveți cu mai multe trofei europene și mondiale jucate. Dar în momentul ăsta, dacă reușiți să faceți ceva așa cum crede că puteți să faceți, să vedeți ce bucurie vă dă și ce importanță ca fotbalist vă dă pe viitor. Da? Vedeți? Hai, concentrați-vă, adunați-vă, pentru că acolo suntem România, dar echipa o formăm noi. Voi o formați. Unitatea între voi, faptul cum alergați unul pentru altul, faptul cum munciți, faptul cum sunteți concentrați, faptul cum sunteți atenți, așa cum ați fost tot timpul, că n-am ce să vă reproșez. Și nu uitați că sunteți cei mai buni. Iar că noi când suntem concentrați și avem atitudine, batem pe oricine. Iar băgat pe Danemarca, într-un 90, care e echipă foarte bună, dar ei dă cu curul în poartă și nu au ieșit acolo. Pentru că puteți, iar că vreți, nu vă stă nimeni în față. Credeți-mă că nu vă stă nimeni în față. Da? Mai aveți câteva minute până vă duceți acolo, lăsați tot echipele de club, pentru că aici echipa națională a României. Altceva, e mult peste. Ok, băieți? Hai.